Bună, mă numesc Simona Dumitrescu, sunt nutriționist și dietetician la Body Shape și astăzi o să răspund la una dintre întrebările pe care le primesc foarte des. O cură de detoxifiere te ajută cu adevărat să elimini toxinele din corp? O cură de detoxifiere poate suna ca o idee bună. Până la urmă, cine nu ar vrea să poată face ceva pentru a elimina toxinele din corp? Comercianții de produse, diete și suplimente pretind că aceste produse ajută la curățarea organismului și aduc multiple beneficii, cum ar fi o energie mai bună, îmbunătățesc sănătatea, reduc inflamația și ajută și la scăderea în greutate. Dar este organismul nostru plin de toxine? Trebuie să-l ajutăm să scape de aceste toxine sau se poate descurca și singur? Iată care este adevărul din spatele multiplelor mituri legate de curele de detoxifiere. Mitul numărul 1. Trebuie să ajutăm corpul să elimine toxinele? Toxinele din organismul nostru sunt de două feluri. Endotoxinele sunt produse de organismul nostru, cum ar fi, de exemplu, acidul lactic și urea, și exotoxinele, care provin din afara corpului, și aici intră chimicale, cosmeticele, aditivii alimentari, pesticidele și așa mai departe. Ficatul este mecanismul nostru propriu de detoxifiere. Detoxifierea lucrurilor pe care le mâncăm, pe care le respirăm, pe care le ingerăm, este parte din rolul ficatului și așa ne menținem practic în viață. Cel mai important lucru pe care îl putem face pentru a ajuta organismul este să avem grijă de ficat, practic, ceea ce înseamnă să avem o alimentație echilibrată și sănătoasă, astfel încât ficatul să-și poată face treaba în condiții optime. Cheia este moderația. Nu agresați ficatul cu alcool, cu alimente bogate în zahăr și grăsimi, astfel încât acesta să poată funcționa normal. Mitul numărul 2. O cură de detox îmbunătățește sănătatea. Excesele repetate pot duce la afectarea ficatului în timp, iar acest lucru nu poate fi reparat de nicio dietă detox. Prăjelile și alimentele bogate în zahăr sunt dificil de procesat de ficat și în timp pot duce la apariția steatozei hepatice sau cum este cunoscut în popor drept ficatul gras. Același lucru se întâmplă și de la consumul de alcool. Odată ce grăsimea se depune pe ficat, chiar dacă slăbim, aceasta rămâne tot acolo. Putem însă să prevenim sau să stopăm acest lucru printr-o alimentație sănătoasă și eliminarea alcoolului, totodată includerea cerealelor integrale, a fructelor și a legumelor în dieta noastră vor aduce toate beneficiile pe care o dietă detox le promite. Mitul numărul 3. Curele de detoxifiere sunt sigure. Curele de detoxifiere presupun perioade de post total sau postul în care se consumă doar apă sau sucuri, diete stricte doar cu fructe și legume sau ceaiuri, folosirea anumitor plante și suplimente. Dietele stricte de genul acesta pot duce la dereglări de electroliți, vitamine și minerale. Aceste diete pot părea sănătoase la prima vedere, ele bazându-se pe produse naturiste în general, însă nu există dovezi că acestea sunt sigure sau că funcționează cu adevărat. Informațiile provin de obicei din mărturii, iar procesul nu este de cele mai multe ori monitorizat de un medic. Anumite remedii naturiste totodată pot fi chiar toxice pentru ficat. Mitul numărul 4. Pierderea în greutate după dietele de detoxifiere poate fi menținută pe termen lung. Nu prea există dovezi că aceste cure de detoxifiere de scurtă durată pot avea beneficii pe termen lung în ceea ce privește pierderea în greutate. Kilogramele care se pierd în timpul acestor perioade provin de regulă din pierderea fluidelor din organism și câteodată și din pierderea masei musculare, nu din grăsime. Pe măsură ce revenim la o alimentație normală, greutatea de obicei revine. În concluzie, curele de detoxifiere pot avea un impact major asupra organismului, dar nu neapărat în felul în care ne dorim. De aceea este important să includem în alimentația noastră fructe, legume și cereale integrale, precum și să evităm alimentele bogate în grăsimi, în zahăr și să limităm consumul de alcool, astfel încât să putem proteja ficatul care la rândul lui să-și facă treaba și să ajute la detoxifierea naturală a organismului.
Dacă vreți să aflați mai multe informații despre programul nostru de alimentație, vă așteptăm în centrele noastre Body Shape sau puteți comanda și cartea de pe www.bucuriadeafiinformă.ro. Acolo veți găsi și un plan de alimentație pentru 3 săptămâni, care sperăm să vă placă și să vă ajute.